Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi filmăm din nou partea că nu vă zic nimic, o să vedeți pe parcurs ce se va întâmpla. Sunt cu Dacia, bine, BMW-ul e doar așa de faimă, a venit niște prieteni la mine și hai să mergem să-i salutăm. Prieteni vechi, cred că sunt din acea organizație în care am intrat, cred, vedem. Dar oare unde să ia, mă? Ia. Ce frumos s-a aranjat. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți voi? Ce să facem? Te așteptam. V-ați scaldat un pic? Asta n-are stare. Înainte să dai hainele jos, mă, nebunule. Vrei să-ți arăt cum? Mai bine așa, mi-e place așa, că la kilos un fel de râs. Aoleu, aoleu, du-te bă deci. Ia așa, hai, mă. Dacă tot. Hai, mă, nebunule! Așa. Aha! Așa să fac, bă, dar vezi că atâta așa e, ce zic? E ieftin, bazar. Mă rog, în fine. Fii atent cum facem. Am înțeles. Hai, gata, hai să vorbim, veniți încolo. Fii atent. Da, să că mă îmbrac, e, na. Îmbrăcați-vă, că cine știe, poate trece vreo din ăla de vă place cum arătați așa. Te, dracu. Băi, fii atent. Tot am stat și am vorbit, că ne-am intrat la voi în organ. Ce dracu faci, mă, îmbrăcat așa? Ce am cu stilul meu vestimentar? What the fuck, coaie? Da-te, dracu. Asta e mai sunat de fel, cred că el e de la cerc. Dar voi sunteți frați cumva, că e aceeași față, adică... Vezi că nu se mic cu cine trebuie. În fine, fii atent, am un plan. Vreau să iau un detectiv ca să-mi găsesc fratele. Cunoașteți vreunul? Cunosc eu pe unul. Păi, ai numărul lui de telefon? Hai să mă uit în agenda, trebuie să am. Ia uite-te. Voi doi nu? Uite că l-am. Cum îl cheamă? Păi, Bogdan. Ok. Păi ia spune să vină până aici. Hai că acum îl apelez. Păi vezi că dacă vine Bogdan ăla, ia scum rău de tot. Păi nu contează, mă, dă... Nu contează câți bani, să-mi găsesc fratele, adică... Sper să nu-mi acceapă. Pe tine acum, da. Hai că mă duc puțin mai retras ca să vorbesc cu el. Vezi să nu prea urle, că da. Ok. Apropo, mișcărătare v-ați adus? Sau... Încă nu. Da, tot eu aștepta să le aduc, a? Păi, dar normal. Dar că nu prea aveți tupeu să vă faceți tatuaje. Dar ați văzut ce am pe mine? Mai bine natural așa. Nu se văd, nu se văd. Bună ziua! Dar degeaba e tot tatuajul dacă ai se vorba până în gât. Cine urla, mă? Zi, mă, să vină în spate. Că a zis că vine. Da, i-am dat adresa, i-am dat-o, trebuie să apară. Dacă... Hopa! Bună ziua! Este... Mamă, dar părul ăsta, era aici, să-i spionă. Cine? Unde, mă? Este cineva aici. Ia zi să intre. Mă duc eu. Hai, hai, până aici. Salut, Bogdan. Bună ziua! Am fost aici chemat. Eu sunt domnul detectiv, da, am înțeles. Da. Fii atent, am înțeles că e cel mai bun din oraș, a? Așa se zice. Și cel mai scump. Să sperăm. Cât cer ca să găsești o persoană? Păi, depinde ce fel de persoană este, cu ce se ocupa. Dacă acum este într-o organism. Dar, în principiu, cam 10.000 de dolari. Să mor, mai repede mă duc la poliție. Bă, fii atent cum facem. Da, eu îți dau acum niște informații, e vorba de fratele meu, nu l-am mai văzut de 2 săptămâni. Cred că unul dintre ei știe cum s-a îmbrăcat ultima dată. Eu... Da, domnule, îl cunosc eu foarte bine pe fratele dumneavoastră. Da, spune. Dacă tot ai petrecut cu el. Da, sunt un prieten destul de bun cu fratele dumneavoastră. Știu că are 1,80, este destul de înalt. Mai înalt ca dumneavoastră, nu? Cam așa. Okay. Îmbrăcămintea și-o schimbă în fiecare zi, adică o dată în roz, o dată în alb, o dată în negru, tot felul de îmbrăcăminți foarte mișto. Are ochii albaștri. Ne mușe de la mama. Da. Și părul negru cum îl aveți și dumneavoastră. Tu ai verzi. Fii atent. Îl poți recunoaște după tatuajul de pe gât, vezi? Da.
Bun, tatuajul ăsta îl avem toți în familie. Ok, înțeleg. Ia. În cât timp poți să faci chestia asta? Am observat. Păi, cred că 10 minute e ok. 10 minute? Da. Aha. Păi și cum face cu banii? Eu am acceptat la final, după serviciile care vor fi îndeplinite, aștept bani. Ori transfer bancar, ori în mână. Păi... Da, nu e problemă că avem bani. Detectivule, mă auzi? Da, domnule, vă aud. Ia hai cu mine până aici puțin. Ok. Mai ai grijă ce-i faci, mă. Asta cred că îl violează. Da, așa. La cum arată. Nu mai încerc cu limbajul ăsta, că nu. A, tu ți l-ai văzut pe ăsta, mai fraia, de ce ai atâția bani? Păi știam că maximul e așa de 5K. 5.000 pe limba noastră. Ce faci? Păi, eu cer dublu. Cum să vă zic eu, cum corona asta, virus domnul, a apărut, nu mai am bani de mâncare și plus că e vorba de o persoană care nu cred că e așa de, care bea da, pur și simplu la magazin. Este o persoană importantă, nu? Nu, este un simplu om. Se poate face un discount, nu e problemă. 7.000 ultimul preț, dacă nu... Hai, vă las 6.000 de la mine, că sunt un bun. Unde-i mă ăla? Cine? Tu unde ești? Face bani. Eu fac bani, de ce? Am mai vorbit eu cu detectivul ăsta și ți-a lăsat la prescuțe. Fii atent. Vezi pe ăsta de pe Clezna? Da. E mai mult de prințesă, dar nu e nicio problemă. Pe ăsta l-a făcut mama. Vezi că dacă nu-l facem, le taie la amândoi. Înțelegi tu. Am înțeles, da. No, bun. Și altele nu mai... Ba, și cel de pe braț. Are o reputație. Cred că au avut o reputație în orașul ăsta. Ah, bun. N-ai pe cineva repede să dai niște telefoane sau... Da, da, da. Ce vreau să vă mai întreb? Accesorii, adică cum ar fi ochelarii... poartă ochelari? Nu. Că nu e orb. Ok, am înțeles. Eu voi încerca acum să dau niște telefoane la agenție și vă zic imediat. Să întreb mai exact când a fost ultima oară văzut și voi pleca. Nu știu, să întreb pe oamenii mei. Deci am eu în urechea asta, mă. Mereu o poartă. Este un accesoriu de lui. Ok. Am înțeles. Plec acum să dau niște telefoane, ok? Bun. Da. Ok. Păi du-te! Mă duc. Să mor. Asta e bazat pe el, mă. Așa mi s-a părut și mie, așa. Sper că mi-a scoate și telefonul ăla, nu vorbește fără telefon. Păi are căscuț. Ei, sper că e bun ăsta dracului. Băi, ăla, albule, ăsta, mă rog, înțelegi tu. Din câte știu, era cel mai bun din oraș. Păi era. Să vedem cât de bun e, da? Să vedem. Da, din cât îl cunosc, nu, dacă acum un an de zile am avut nevoie, știu că cineva mi l-a recomandat pe el. Păi și ce treabă ai avut cu el? A trebuit să-mi găsesc o persoană. Nu vă supărați! Știți cumva numele lui? Adică probabil e fratele dumneavoastră. Cum îl chema? Tătaru Alex. Tătaru Alex, bun, mulțumesc. Da. Tătaru Alex. Și ce vârstă avea? 23 de ani. 23 de ani. Tânăr. Mulțumesc. Crești mare, chilosule. Te-ai dracu de kilos? Să mor eu. Care aveți umbrelă, mă? Am eu o geantă. Hai să-ți dau. Să mor, dă-mă umbrela. Uite umbrela acolo. Să mor, fanina, mă. Asta nu-ți trebuie, mă. A, să cam. Mai am una. Na, bagă. Bă, ăla, fără mașina, bă, ăla. Ce-i acolo, mă? Așa. Dar tu sub umbrele scoți o altă umbrele, na, frumos. Hai, bă, albule. Unde e cealaltă? Ce faci, boss? Vezi că unul dispărut. S-a auzit... Da. Unde a dispărut unul? Ia du-te ca tot. Cine știe? De asta e că mă duc pe el. Poate dar nu toți. Bine, du-te tu. Am înțeles. Albule, du-te. Asta, mă, frumos. Dacă mă las ăsta să trec. Hai să vedem, mă, ce face detectivul ăsta. Ță.
Băi, ăla, ăsta. Bună ziua. Dar nu mai ce era de fapt. Am găsit ceva unde a fost ultima oară văzut. Unde? Cred că ar fi mai bine să vă dau, aveți GPS la mașină? Păi și tu dacă vii cu noi, ce-a fi? Ok, vin cu dumneavoastră, de mai bine. Haide. Haide. Vezi că umblăm cu Dacia, nu ne permitem. Da, ok. Este 7000 de euro și om umblă cu Dacia. Taci, dracu. Da. Haideți, bă, mașină, sărchiluri. Păi n-are decât două locuri, din câte știu eu, Dacia ta. Să pun acum pe GPS, domnul, de... Nu, luați mașinile. Vezi că mai e una al lui ăsta. Mă duc cu bufonul. Hai, băi! Așa, hai. Cam pe acolo mi-a zis colegul meu că a fost văzut chiar acum 24 de ore. Am înțeles, hai că merg încolo. Trăzni vor BMW-urile că nu știu să stare. Pleacă, bă, sărăchie! Să mor... Bă, se frecă cu Dacia. Detectivul! Detectivul! Da, domnule. E cam frică cu Dacia, a? E, nu. Am tării din avion fără parașută, domnule. Și cum ai supraviețuit? Zic că ai sărit direct în apă. Păi tu ești detectiv sau ești de la Drasia, să ceva? Domnule, era de fapt o trambulină pe jos. Da. Și am sărit pe ea. Din avion de la câți metri ai sărit un direct în trambulină? De la cât, la cât metri ai sărit tu numai așa în trambulina aceea? 400, domnul, de metri. Să mor. 400, mai mult, nici nu mai știu să număr până la cât. Stai un pic, că trebuie să fac ceva. Da, înțeles, stai un pic, că... Bă, sărchilor, așteptați. Să mor. Bine, e la Caterin, că bro, nu... O luați. Așa la... A, că nu știu cum. Haide! Și zici că mi le-ai găsit pe undeva, nu? Sau? Da, nu, da. Vezi că eu sunt mai pe Caterinca, așa, nu prea... Oricum trebuie să-mi dai sumă foarte mare de bani. Dacă mai trăiește. A, să vedem de acolo să plătesc dacă îl găsesc. Sper să-l găsesc în viață, nu... Domnul, eu chiar sper ca partea noastră să fie în viață. Unde am sunat eu, la sediu nu mi s-a zis dacă este sau nu în viață, pentru că... O să mor eu. Da. Oi, mai că... Ia, e... Deci că... Dar unde sunt rechile alea? În spate. Deci sigur că sunt în spate sau i-am pierdut? Nu, în spate. Doi. Da, sunt amândoi în spate. Am înțeles. Ioi. Mere de aceasta de stă pe loc. Avea că nu prea îți place să vorbești așa. Nu ești tu prea vorbăreț. Eu în copilărie am avut o traumă și mi este greu și nu prea place așa de mult să vorbesc. Mm-hmm. Observ că nu prea ok. Ce traumă ai? Adică nu, lasă că toată lumea trecem prin una. Deci că pe aici, nu? Da, puțin mai în față. Pe aici, sau? Da. Nu, stai că-mi parc aici. Să mă ce cu stârpul ăla, lui? Și unde? Veniți după mine. Ai că e aici, pe plajă, a fost ultima oară. Pe plajă aici? Păi nu vă pun nimeni, nu. Mai trebuia să înțeapă cumva? Nu, păi v-am zis, a fost văzut acum 24 de ore, cred că vă dați seama. Păi și unde crezi că s-a dus?
Păi asta nu este primul meu caz, vă dați seama, și cred că a plecat din oraș. De asta noi nu mai putem localiza dacă nu mai este în acest oraș. Dar fac tot posibilul, domnul. Dar mi s-a zis că acum o zi, jumătate de zi aproximativ așa, a fost aici pe plajă cu o fată. Am înțeles. Da, nu știu cine e fata aia. O fată cam de vârsta lui, cam așa. Ok, bun. Păi dacă nu, eu nu vă pun nimeni pe aici, ce facem? Mai căutați sau ce faci? Da, mai dau câteva telefoane. Dacă nu, până mea, să vă ocupa băieții mei de tine. Că ai văzut un pic cam multe detectivule. Ai văzut Carbasan. Dar mă, dracu. Bine, mă, fii atent. Vreau ca în cel puțin 2 săptămâni să-l găsești, ok? Da. Fac bun. Tot posibilul. Sigur. Fii atent, hai că ți-o dau niște bani. Mă rog, din puținul meu, că să răci și eu. Da, e ok, domn. O să vedem pe genul. I-ai primit? Da, mulțumesc mult. Bun. Sper că îți ajunge pentru o ciorbă. Da, îmi ajunge și pentru două chiar. Să nu scoți niciun cuvânt, ce... Da. Sper să nu dai... Nimic. Bun, dacă ai văzut ceva, știi ce înseamnă asta? Da. Bun, înțeleg. Să nu văd nimic. Da. Hai să pun înapoi, bun. Hai, că ai la dispoziție 2 săptămâni să-l găsești. Dacă nu, o să chem pe cineva. Da, încep chiar de acum. Bun, hai, du-te, succes! Mulțumesc mult! Bă, băieți, dacă vă plăcut roleplay-ul, să nu uitați de butonul de like și subscribe. Dacă sunteți noi pe acest canal. Hai că eu v-am pupat, ne căutăm încă fratele și ne auzim la următorul episod. Pa, pa!